Mai multe detalii aflăm chiar acum de la colega mea, Liliana Năstase. Bun găsit, Lili! Bun găsit! Tu căutat de peste 2 ani, Ionelaș Cârpaci venise în România, se pare chiar să se predea, întrucât urma să fie încarcerat în Germania. El însă ar fi luat în calcul faptul că aici ar beneficia de o serie de condiții, în primul rând din pedeapsa de 7 ani și 2 luni primită pentru fraude cu imobile. S-ar fi scăzut 1 an și 2 luni pe care deja a executat în arest preventiv și în plus beneficiază de recursul compensatoriu, astfel că la fiecare lună executată va primi 6 zile. Ionelaș Cârpaci a fugit din România chiar cu câteva zile înainte de condamnarea definitivă, condamnare dată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe lângă condamnarea la 7 ani și 2 luni de închisoare, Cârpaci este condamnat să plătească și despăgubiri de 1,5 milioane de euro. El a fost acuzat și ulterior condamnat pentru înșelăciune, fals privind identitatea sub forma complicității, participație improprie la săvârșirea de infracțiuni de abuz în serviciu în formă continuată, dar și instigare la fals în înscrisuri oficiale și instigare la uz de fals. Mulțumesc pentru aceste precizări, Liliana. Rugăciuni și îmbulzeale la moaștele Sfântului Gheorghe, mii de oameni au venit la biserica cu același nume din capitală să se roage la raclă. Din cauza aglomerației, o femeie aleșinat și a avut nevoie de ajutorul medicilor. Colega mea Diana Bonă este și la biserica Sfântului Gheorghe și vine de acolo cu mai multe detalii. Diana, te ascultăm, bun găsit! Bun găsit! Sunt mii de oameni acum la biserica brâncovenească Sfântul Gheorghe din capitală, de la kilometru 0. Mulți dintre aceștia au venit încă de la ora 7 a dimineții pentru rugăciune, dar și pentru a ajunge în fața raclelor aduse ieri seară din Bulgaria, raclelor cu moaștele celor doi sfinți foarte iubiți de români, moaștele Sfântului Gheorghe, dar și ale Sfântului Emilian. Este o zi sfântă în care mii de români își celebrează onomastica. I-am văzut pe mulți dintre aceștia venind pioși la biserică, rupând din timpul lor pentru a spune o rugăciune aici, în punctul zero al capitalei, în care spun ei adesea și-au găsit liniștea rugându-se. Așadar, vorbim despre o zi în care cei mai mulți dintre români își întorc fața către creștinătate, către Mântuitorul Iisus Hristos, dar și către Sfântul Gheorghe, al căror pază o au în suflete, și iată că se roagă. Vorbim despre o slujbă care se desfășoară în acest moment în biserică. Mulți dintre români au venit cu lumânări, cu flori, dar iată și cu acatiste pe care au decis ca în această zi sfântă să le lase în fața preotului. Ne așteptăm ca aceste moaște să fie, iată, scoase din altarul bisericii și coada pe care o puteți vedea și dumneavoastră de peste 2000 de persoane să reușească să ajungă să spună o simplă rugăciune în fața moaștelor sfinte. Diana, îți mulțumesc! Situația halucinantă în România, o fetiță de doar 6 ani a fost somată să achite cheltuielile de spitalizare. În caz contrar, suportă executarea. Părinții au primit documente de la ANAF, dar și de la Casa Județeană de Sănătate Iași, prin care îi se solicită copilului plata a 35 de lei. Suma ar reprezenta contribuții de asigurări de sănătate aferente anilor 2014 și 2015, când fetița ar fi fost internată în spital cu fractură de fembur. În goana după bani care nu prea sunt suficienți la bugetul de stat, ANAF a început să trimită somații de plată copiilor care nu știu să scrie și să citească. S-a întâmplat la Iași, unde o tânără mămică a primit o somație de plată pe numele fiicei sale de numai 6 ani. Documentul este trimis de cei de la Casa de Asigurări de Sănătate Iași și ANAF. Este vorba despre 35 de lei, bani care reprezintă contribuții la Fondul de Asigurări de Sănătate aferente anilor 2014 și 2015, când copila a fost internată în spital cu fractură de femur. Situația i-a contrariat pe membrii familiei copilei, care spun că vor plăti, dar
dar nu li se pare normal ca un copil de 6 ani să fie amenințat cu executarea silită. Toată situația asta e de a râs sub plânsul. Eu înțeleg că nu e o sumă mare și nu am nimic împotrivă să o achit, dar mă deranjează că această sumație a fost trimisă unui minor de clasă pregătitoare și nu mie ca părinte și tutore al minorului. La prima oră voi fi acolo, de mână cu fata, pentru că nu e normal ca un copil de 6 ani să plătească. Dacă era pe numele meu, indiferent de sumă, plăteam. Dar cum să-i trimis copilului? Din ce să plătească datoriile? Din alocație? A declarat mama fetiței. Specialiștii spun că situația este una aberantă, ținând cont că este vorba despre un copil. Asistența medicală a copilului este gratuită în România. Dacă nici asistența medicală a copilului nu este asigurată gratuit, mă întreb și eu de ce mai este statul stat. Iar dacă s-a întâmplat, sper că este cel mult o eroare, iar cei de acolo ar trebui să o remedieze cât de curând. Nu există așa ceva și nu ar trebui să existe niciodată. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași spun că nu știu despre ce este vorba, dar au dat asigurări că vor face verificări. Dacă suma nu e plătită în 15 zile, micuț ar trebui să suporte cheltuielile de judecată, precum și pe cele de executare silită. Abdicarea regelui Mihai în 1947 va fi anchetată de DICOT. Procurorii cercetează falsul istoric și juridic comis la 30 decembrie 1947, care a avut ca rezultat răsturnarea ordinii constituționale în Regatul României și desființarea statului de drept. Scopul anchetei deschisă după 70 de ani ar fi restabilirea ordinii legale și constituționale legitime. Deocamdată nu dosarul penal a fost deschis în rem, iar verificările au fost declanșate după sesizarea Mișcării pentru Regat și Coroană. Comentăm și noi subiectul cu jurnalistul Marius Ghilezan. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție, domnule Ghilezan. Bună ziua! Iată, Mișcarea pentru Regat și Coroană a sesizat DICOT cu privire la falsul istoric și juridic, cum spuneam mai devreme, comis la 30 decembrie 1947, prin care s-a forțat, practic, înlăturarea regelui Mihai. Infracțiunile pe care le cercetează acum procurorii într-un dosar in rem vizează răsturnarea ordinii constituționale în Regatul României și desființarea statului de drept. Acuzațiile sună și sunt extrem de grave, însă, pragmatic vorbind, dincolo de decizia juridică de valoare simbolică, ce finalitate poate avea acest demers? Păi, falsul juridic și constituțional este căutat astăzi. În declarațiile recente, procurorii susțin, așa cum ați spus, că cercetează restabilirea ordinii legale și constituționale. Marele jurist român, Eleodor Focșeneanu, plecat prea timpuriu dintre noi, a depus o muncă asiduă prin arhivă și a publicat România Liberă în perioada 1990-1992 articole prin care demonstra falsitatea documentului, a abdicării forțate sub șantaj a regelui cu moartea 1000 de tineri. Ce a făcut Eleodor Focșeneanu? A venit cu documente din monitoarele oficiale demonstrând că pe legislația acelor vremi Republica a fost ilegală. Ce mai pot face procurorii astăzi în condițiile în care făptuitorii despre care se face vorba aici n-ar mai fi în viață? Pot să solicite acces la arhivele secrete ale serviciilor de informații, la arhiva Partidului Comunist Român și dacă se demonstrează evidența istorică despre care s-a tot discutat de 26 de ani încoace. Pleacă președintele acasă, se reinstaurează de iure monarhia, rămân republicanii cu memoria Ploieștiului. Ce se întâmplă? Pe de altă parte, domnule Ghilezan, dacă într-un final vom avea o decizie judecătorească prin care actul de abdicare să fie poate anulat, nu ar însemna că trăim într-un stat ilegitim, nu ar însemna că Republica România este un stat înființat abuziv și că avem obligația legală de a reveni la monarhie? Este grea întrebarea dumneavoastră. Stăteam și mă gândeam că parchetul general, în subordinea căruia se află DICOT-ul, și acei procurori care anchetează această faptă, in rem, care în latină înseamnă cu privire la faptă, cui se vor adresa când termină de finalizat dosarul? Doar în alte curți de casație și de justiție, că doar nu curții constituționale. Și dacă judecătorii vor da sentința că actul de la 30 decembrie a fost un fals și nu s-au respectat prevederile legale, ce se întâmplă mai departe prin această sentință? Trebuie adunarea constituantă să se întrunească în cel mai rapid termen și să se declare criza constituțională. Și ce înseamnă?
ori se repune Constituția din 1923 în funcțiune, ori se trece la votarea unei noi Constituții. Opozanții Regalității susțin că referendumurile pentru Constituție sunt forma prin care după 1989 poporul român a optat pentru Republică în defavoarea monarhiei. Vi se pare un argument pertinent? În Constituția românească referendumul este arbitrar, nu este obligatoriu pentru clasa politică și oriunde în lume și majoritatea țărilor civilizate ale lumii spun că nu este obligatoriu decizia unui referendum. Dar lumea n-a fost informată. Eu am fost în satele bănățene în timpul Constituției din 1991. I-am spus la obădie, zic, cum ai votat Constituția? El zice, am votat Constituția cu da, ca să fie lege și să vină regele. Păi și zic, dar ce ai votat? Ma da, acum este pentru o republică. Și zice, ce mă pot să fac acum? Cum să îndrept greșeala mea? Zic, stai aici la ușă și spune-le tuturor că această Constituție este împotriva regelui. Asta se întâmpla la Banloc, unde copilărea regele când era mic. Deci oamenii au fost dezinformați, n-au știut, nu a existat o campanie corectă de informare a ceea ce a însemnat monarhia. Și normal, acest lucru s-ar putea face printr-o dezbatere publică între republicani și monarhiști. Dar această dezbatere nu a existat. Marius Chilozan, jurnalist, mulțumesc foarte mult pentru intervenție și comentarii. Mergem mai departe și cu alte subiecte. Datele oficiale confirmă că guvernul a umblat la pilonul 2 de pensii. Potrivit ASF, doar într-o lună, un salariat a pierdut din contribuția pentru pensia privată obligatorie în medie 30 de lei. Niciunul din cele 7 fonduri de pensii privat obligatorii nu a înregistrat în ianuarie o contribuție medie mai mare comparativ cu ultimele luni din 2017. Asta chiar în timp ce ministrul Muncii, Ilie Orguța Vasilescu, susținea suscitare că nivelul sumelor virate la pilonul 2 nu va fi micșorat. Nerespectarea graficului de creștere a contribuțiilor la pensiile administrate privat a dus la o acumulare mai mică cu 12,9% în conturile românilor în ultimii 10 ani, impactul la nivelul pilonului 2 fiind de 1,1 miliarde de euro. Concret, contribuțiile au scăzut cu 16,1% comparativ cu luna decembrie 2017 și cu 8,9% mai mică față de noiembrie 2017. În prima lună a acestui an, contribuția medie la nivelul pilonului 2 a fost de 146,82 de lei, de la 174,97 de lei în ultima lună a anului trecut și 161,17 lei în noiembrie 2017. Situația la zi este, cred eu, îngrijorătoare și extrem de confuză, pentru că deocamdată mesajele care vin spre guvern sunt extrem de neclare. Pe de o parte se vorbește despre faptul că vom avea sau se va cere celor care contribuie să facă o opțiune dacă doresc sau nu să rămână în continuare să contribuie la pilonul 2 de pensii, ceea ce sigur va trebui să vedem când se va întâmpla și dacă se va întâmpla până la urmă. Pe de altă parte avem confuzie totală în ceea ce privește pilonul 1 de pensii. Ministrul Muncii, Ilie Olguța Vasilescu, spunea anul trecut că reducerea procentului contribuției la pilonul 2 de la 5,1% la 3,75% nu va afecta valoarea sumei virate de stat. Cu toate acestea, fiecare român care a contribuit la pilonul 2 de pensii private a pierdut câte aproape 730 de lei din cauza banilor care nu au fost virați. Casa Națională de Pensii susține că scăderea contribuțiilor la pilonul 2 a fost generată de faptul că angajatorii nu ar fi majorat corespunzător venitul brut al angajaților. Cu toate acestea, reducerea ale sumelor virate au fost sesizate inclusiv în cazurile pentru care angajatorii au majorat corespunzător salariul brut. Confuzia care se creează acum este extrem de neproductivă pentru viitorii pensionari și chiar spune că și pentru stat. Deci nu știu ce se dorește până la urmă să se întâmple cu acest pilon 2 și cu acest pilon 1. Cert este, cum spuneam la început, că eu cred că gândirea este de termen scurt, adică văzând acest deficit care crește la fondul de pensii, se încearcă acoperirea lui prin, hai să spunem, descurajarea contribuției la pilonul 2. Specialiștii atrag atenția că direcționarea contribuțiilor la pilonul 2 de pensii către bugetul de stat ar avea un efect catastrofal pentru piața de capital. Guvernul vrea să schimbe radical pilonul 2 de pensii, dar evită să spună cum. Companiile care se ocupă de cele 9 miliarde de euro ale românilor strânse în conturile de pensii private cer guvernului să facă publice scenariile la care lucrează.
Noi vești proaste pentru români, indicele robor la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, face un nou salt la început de săptămână. Acesta a crescut astăzi și a atins pragul de 2,22%, cel mai mare al ultimilor 3 ani. Cum ne va afecta această creștere, ne spune în minutele următoare domnul Adrian Bența, consultant financiar. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție, domnule Bența. Bună ziua tuturor și v-aș dori în continuare finanțări plăcute și cheltuieli să fie cu ratele de dobândă, dar semnele sunt exact contrare. Atunci explicați-ne de ce se întâmplă acest lucru, domnule Bența, de ce crește robor? Pentru că nu este pentru prima dată când discutăm faptul că indicele din nou a ajuns la o valoare istorică. Deci creșterea de robor este doar o consecință a politicii economice, a situației economice în România, așa și până la urma urmei și a comportamentului nostru de cetățeni și de consumatori. Observăm că foarte multe lucruri cumpărate de noi sunt produse din import, cauzele sunt relativ ușor de stabilit, pentru că valoarea importurilor este mai mare decât valoarea importurilor. Avem nevoie de mai mulți lei ca să cumpărăm aceea sumă de valută, avem nevoie de mai mulți lei și bănci, că se împrumută între ele, la rândul său și guvernul se împrumută de la bănci pentru a plăti obligațiile curente și atunci este o cerere mai mare de lei. Deci roborul reprezintă costul cu care băncile se împrumută între ele. Dacă în anii precedenți exista un exces de lichiditate de lei în piață, acum acest exces este mai redus, o sumă mai mică, și cu cât un produs este mai rar în piață, cu atât prețul este mai mare. Și este normal să fie așa. Și mai zic eu în felul următor, atâta cât avem o rată de inflație de aproximativ 5%, roborul va continua să crească. Cum se poate ieși din spirala creșterii robor, domnule Bența, în condițiile în care este deja evident măsurile guvernamentale nu au efect, căci am schimbat nu doar miniștrii de finanțe, ci și premierii de la declanșarea acestei creșteri periculoase și nu există niciun efect pozitiv, iată. Din punct de vedere economic, sunt doi factori care vor determina scăderea roborului. În primul rând, politicile economice ale guvernului care va trebui să stimuleze producătorul național, iar asta nu se poate întâmpla peste noapte, ci ar trebui niște programe pe termen mediu și lung. Ne-ar face să avem multe firme înființate într-o noapte, dar ele nu le avem. Ne-ar face să avem mai mult salariat, dar nu le avem astăzi. Iar a doua va fi și politica monetară a BNR. Este posibil ca în anumite cazuri punctuale, Banca Națională a României se intervine cu lichidități în piață și atunci roborul se mai calmează. Însă aceasta este doar un tratament pe termen scurt. Deci pe termen mediu și lung ar trebui politici economice mai sănătoase pentru stimularea producției naționale. Nu putem să fabricăm noi în România tot ce se produce pe această planetă, însă putem să stimulăm niște sectoare naționale care să fie mai competitive și să exporte măcar la nivelul importului. Adrian Bența, consultant financiar, mulțumesc pentru intervenție. Defilarea fastoasă de la Sinfonia la Alelelor a stârnit critici dure. Momentul care a atras cel mai mult atenție a fost cel în care o profesoară își pune eleva, o fetiță de numai 3 ani, să stea în cap pe ciment în fața premierului Viorica Dăncilă. Profesoara de gimnastică a postat un mesaj pe contul său de socializare în care le cere oamenilor să nu politizeze copiii și să nu le saboteze munca. Defilarea de la Sinfonia la Alelelor, organizată în Pitești, a sârnit numeroase critici în mediul online. Internauții au comparat evenimentul cu cele de dinainte de 1989, organizate în cinstea dictatorului Nicolae Ceaușescu. La eveniment au fost prezente mai multe personalități politice, printre care și ministrul de interne Carmen Dan, dar și premierul Viorica Dăncilă. La un moment dat, o fetiță de numai 3 ani s-a oprit în dreptul scenei pe care se aflau doamnele din guvernul Dăncilă și a încercat să facă o acrobație periculoasă. Nu a reușit din prima, așa că o profesoară de gimnastică s-a apropiat de ea și a ajutat-o să-și ducă numărul până la capăt, direct pe ciment. Revolta iscată pe internet după acest moment a determinat-o pe profesoara de gimnastică să transmită un mesaj dur criticilor ei. Sinfonia la Alelelor, la care participăm cu mult drag și mândrie argeșană, un eveniment marcant pentru toată suflarea piteșteană, la care copiii merg cu entuziasm și mândrie, pentru dragostea față de județul în care s-au născut și defilează cu multă nerăbdare și plăcere în fața tuturor, nu numai în fața autorităților. Dragii mei, aceste fetițe sunt mândria tuturor argeșenilor, fetițe care au scos din anonimat o disciplină sportivă mult apreciată de oameni, mult apreciată de părinții care doresc să-și vadă copiii defilând în fața mii de oameni.
Nu politizați copiii, mai bine susțineți-i, au nevoie de moralitate și integritate în societate. Merg la concursuri și obțin locuri fruntașe. Munca de ce nu o discută nimeni? Rezultatele de ce nu sunt mediatizate? Nu sabotați copiii, lăsați viitorul nostru să aibă spațiu de desfășurare. A scris profesoara pe contul său de socializare. Printre cei care au privit cu ochii răi momentul a fost și filozoful Mihai Șora, care susține că ceea ce s-a întâmplat la Pitești nu este cântarea României, este mai rău, pentru că în vremea dictatorului comunist, copiii realizau diferența dintre grotescul spectacolului public și realitatea vieții lor de zi cu zi. Șora mai menționează că ceea ce s-a încercat în orașul alelelor este un experiment. Sindicaliștii CFR au ieșit din nou în stradă. Ceferiștii s-au adunat în fața Ministerului Transporturilor de dimineață, de unde au plecat în marș până la guvern, acolo unde continuă manifestația și la această oră. Angajații căilor ferate cer condiții de muncă decente, salariile mai bune, dar și modificarea statutului personalului feroviar. Peste 2000 de sindicaliști din sectorul feroviar au protestat în fața Ministerului Transporturilor, unde au cerut adoptarea statutului personalului feroviar, dar și salarii decente. Noi protestăm pentru statut. Nu mai putem munci până la 60 ceva de ani. Suntem depășiți. Suntem depășiți fizic. Nu putem. Condițiile de muncă sunt foarte dificile. Lucrăm la temperaturi ridicate și scăzute. Pentru statutul feroviar, pentru condiții mai bune pe calea ferată, uitați când luăm în mână, vi-l arătăm aici. Acesta este salariul. Nu se poate în asemenea condiții să remorcăm trenul. Nu se poate. Nu se poate. Și condițiile de muncă sunt foarte precare. Foarte. Să mergeți pe locomotivă, să vă urcați, să vedeți cum arată. Zvechi. E material rulant învechit. Sindicaliștii cer și promovarea urgentă a unei strategii pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea sectorului feroviar. Acest lucru implică modernizarea infrastructurii feroviare și a materialului rulant. În primul rând, memoriul are 25 de puncte. Printre principalele puncte enumerate în cuprinsul memoriului este promovarea statutului personalului feroviar, probleme de salarizare, probleme de lipsă de investiții, atât în infrastructură cât și material, problemele lui CFR Marfă cu privire la acumularea datoriilor către CFR SA și multe alte probleme. Revendicările vin în contextul în care România și Bulgaria sunt țările cu cele mai slabe sisteme feroviare din Europa. La doar o săptămână de la ultimul control la DNA, Inspecția Judiciară merge din nou peste procurorii anticorupție. De această dată, controlul vizează achitările din ultimii 2 ani. Controlul de săptămâna trecută de la DNA a vizat cauzele mai vechi de un an de la data primei sesizări, dosarele repartizate spre soluționare procurorilor Doru Florin Țuluș și Mihaela Moraru Iorga și comunicările procedurale pentru anul 2016 în cazul soluțiilor de clasare dispuse prin ordonanță și rechizitoriu. Raportul nu a fost deocamdată finalizat. Întâlnire crucială pentru soarta șefei DNA, ministrul Justiției Tudorel Toader se întâlnește la această oră cu premierul Viorica Dăncilă pentru a stabili forma sesizării la Curtea Constituțională, după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat cererea de revocare a șefei DNA Laura Codruța Chioveși. La sediul Ministerului Justiției Tudorel Toader a spus în fața jurnaliștilor că nu poate da detalii despre conținutul sesizării. În funcție de ce voi discuta cu doamna premier, dacă va fi cazul, vom prelua eventualele noi propuneri, sugestii. Nu este nemulțumirea mea, pentru că eu nu am acționat și nu acționez în nume personal să am nemulțumiri personale. Cât privește conținutul sesizării, cred că sunteți convinse că nu pot să relatez în acest moment. Ne-am întors, continuăm jurnalul cu informația de ultim moment. A fost haos în centrul vechi al capitalei, acolo unde mai multe persoane au intrat în panică după ce un bărbat a pătruns înarmat pe strada Lipscani. Cum s-a încheiat întreaga poveste, ne spune colega mea Lilia Anastase. Bun găsit, Lili. Ce l-a determinat pe tânăr să aibă o asemenea atitudine? Bun găsit, dus la secția 10 de poliție imediat după ce a fost mobilizat de polițiștii locali. Tânărul în vârstă de 30 de ani a spus că era supărat pe mama fostei sale prietene și ar fi vrut să o pedepsească. El s-a plimbat în minute în șir în centrul vechi cu o sabie lungă de un metru. A fost văzut de către poliție
polițiștii de la Poliția Locală a Municipiului București. În acele momente tânărul era foarte agitat și învârtea în continuu în mâine acea armă albă care i-a speriat pe trecătorii aflați în centru vechi la acea oră. Incidentul a fost imediat raportat către Poliția Capitalei, în speță către secția 10, iar tânărul a fost imobilizat. Inițial el a fost foarte agresiv și cu polițiștii, înjurându-i și amenințându-i cu sabia. Polițiștii l-au imobilizat și au reușit să ia din mâini sabia. Așa cum spuneam, el a fost condus la secția 10, unde a fost audiat și s-a întocmit un dosar penal. Mulțumesc foarte mult, Lili, pentru aceste informații. Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu șefii mai multor unități medicale pentru a discuta problema salarizării din sistemul de sănătate. În urmă cu doar câteva zile, Federația Sindicală Sanitas a anunțat că va organiza greve și proteste de stradă la începutul lunii mai, dacă problema nu este rezolvată. Mai mult, pe 11 mai a fost stabilită o grevă generală în sistemul sanitar. Dăncilă le-a cerut miniștrilor de la Muncă, Sănătate și Finanțe să găsească repede o soluție pentru ca acest subiect al sporurilor să fie repede închis. Mobilizarea de forțe în Argeș și lângă cetatea Poenari, unde de mai bine de 20 de ore un incendiu de vegetație a pârjolit peste 8 hectare de pădure. Aproape 200 de pompieri încă se luptă cu flăcările. Zeci de turiști au fost evacuați din zonă, în timp ce mai multe familii care erau cu mașinile pe Transfăgărășan dincolo de barajul Vidraru nu au mai putut coborî. Din cauza fumului gros, Transfăgărășanul a fost închis. Momente dramatice în comuna argeșană Arefu. 60 de turiști care se aflau în apropierea cetății Poenari au fost evacuați de urgență după ce în zonă a izbucnit un incendiu de vegetație. Flăcările s-au extins cu repeziciune, iar pompierii se luptau cu flăcările și la primele ore ale dimineții, la aproape 20 de ore de la izbucnirea incendiului. Din cauza că este vorba despre o pantă abruptă și intervenția este dificilă, a fost solicitată și intervenția unui elicopter utilitar din Iași, dotat cu un dispozitiv special pentru stingerea flăcărilor. Din nefericire, acesta a ajuns aproape de lăsarea întunericului și nu se mai putea zbura în condiții de siguranță, iar misiunea a fost reluată dimineață. Incendiul se manifestă doar pe creasta versantului. Au fost suplimentate forțele de intervenție. Avem peste 100 de pompieri militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș și alături de care au sosit colegii de la inspectoratele din județele Brașov, Sibiu, Prahova, Telorman, București, Ilfov și Unitatea Specială de Intervenție în Situații Speciale cu peste 100 de pompieri militari. Se acționează pentru lichidarea focarelor existente în momentul de față. Autoritățile dau asigurări că cetatea Poenari nu a fost afectată și nu există riscul ca focul să se extindă către acea zonă. Din fericire, nu au fost victime, însă circulația pe Transfăgărășan a fost închisă pe ambele sensuri din cauza căderilor de pietre și a fumului gros. Toată lumea s-a întrebat cum de a câștigat Răzvan Burleanu alegerile FRF în fața lui Ionuț Lupescu cu un scor zdrobitor. Ei bine, se pare că Burleanu a avut un plan diabolic bine pus la punct, pe care l-a aplicat cu ajutorul oamenilor săi, iar manipularea a fost cheia victoriei. Cum a fost posibil ca un component al generației de aur și reputat funcționar al UEFA să fie spulberat la vot? Gazeta Sporturilor a intrat în posesia unei înregistrări audio uluitoare care face lumină. Cu două zile înainte de alegeri, șefii FRF s-au adunat la Casa Fotbalului în frunte cu Răzvan Burleanu. A fost ziua repetiției generale, a numărării în avans a voturilor și a verificării loialităților. Fiecare detaliu al alegerilor a fost recapitulat, revăzut și aranjat din nou la limita legalității, cum spune la un moment dat în înregistrare Răzvan Burleanu. Iar și un lucru pe care aș vrea să-l avem în vedere, fiecare dintre voi se identificați în fiecare grup, pe fiecare șalon, niște oameni tari. Atunci când vor vorbi contra candidații, oamenii să nu fie atenți. Adică pur și simplu să transmită așa un mesaj de buz-buz la adresa lui. Da? Deci când vorbește Pușa, vorbește Vitescu, dragă mine sunt niște tari. Da? Și oamenii să nu fie atenți, să facă o gălăgire, să uită în telefoane. Deci faceți-vă o listă de oameni de tipul ăsta,
care practic să poată să dea rămase semnalul în felul ăsta. Nici cel mai mic aspect nu a fost ignorat. Burleanu și oamenii săi au decis și cine îl aplaudă pe Burleanu, cine se joacă pe telefon când vorbește Lupescu și cum sunt împrăștiați în sală pentru a-i anihila vocal pe contestatari. Iar acolo unde delegații erau ostili, oamenii lui Burleanu au insistat să vină din partea aceluiași club acoperiților. Mă gândesc că s-ar putea să fie și de la ei vocali. 100%. Cum îi contracarăm? Îi punem între doi de-ai noștri. Să înceapă, stai bă, jos și taci. Iar cei pe care știm că au nebunii, mai sunt și alții împotrivă, care sunt în banca lor, să fie distribuiți în felul ăsta în sală. Fiecare om are locul lui acolo, că nu se așează cine vrea unde vrea. Răzvan Burleanu le-a indicat membrilor CEC și apropiaților din FRF să întocmească liste cu oameni care să aplaude intervențiile lui și să încurce contracandidații. Atunci când voi vorbi eu, să vă asigurați că avem aceiași oameni care, în schimb, vor aplauda, vor, da? Care își vor arăta. Adică, pur și simplu, va conta foarte mult și reacția sale. Ce rugăminte am? Fiecare trebuie să o faceți lista asta și să ne dați mâine atunci. Și se pare că strategia lui Burleanu a funcționat de minune, a câștigat alegerile cu 168-78 în fața lui Ionuț Lupescu și a obținut un nou mandat la șefia FRF. Elena Udrea și Alina Bica ar putea fi forțată să se întoarcă în țară, deși România nu are un acord de extradare cu țara din America Centrală. Costa Rica este partea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, prin care statele care au aderat la acest tratat s-au angajat să nu acorde azil politic celor acuzați de corupție. Și Elena Udrea și Alina Bica au depus cereri în Costa Rica de obținere a azilului politic pentru a se asigura că nu vor ajunge înapoi în România. Elena Udrea chiar a anunțat că are deja statut de azilant în țara central-americană. Am statut de refugiat politic în Costa Rica, cu toate drepturile, printre obligații, obligația de a nu părăsi statul care și-a asumat protecția mea, anume statul Costa Rica. L-am cerut de vreme, l-am cerut în februarie, însă audiera a avut loc în luna martie, iar după audiere statutul mi-a fost acordat imediat, atât de gravă li s-a părut situația, încât acest statut a fost acordat imediat. Dar lucrurile par să nu stea chiar așa. Udrea și Bica au omis că extradarea de către țările gazdă se poate face și doar în baza unor convenții internaționale semnate atât de România, cât și de țările în care s-au refugiat. Un asemenea document este Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată de ONU la New York pe data de 31 octombrie 2003. Un tratat care nu permite statelor semnatare să acorde azil celor acuzați de corupție și pe care Costa Rica l-a semnat în decembrie 2003 și l-a ratificat în septembrie 2007. O problemă care îl privește de asemenea și pe Radu Mazăre. Fostul edil al Constanței se află în aceeași situație, dat fiind faptul că și Madagascarul, locul în care Mazăre s-a refugiat, este parte a aceluiași tratat încă din 2004. Potrivit documentului, persoanele a căror extradare e cerută trebuie să fie acuzate sau condamnate pentru infracțiuni de corupție care sunt prevăzute în convenție, iar statul gazdă să nu aibă motive să creadă că persoana este urmărită din cauza rasei, religiei, naționalității, origine etnice, sexului ori a opiniilor sale politice. Iar în ceea ce îi privește pe cei trei, toți sunt acuzați de infracțiuni prevăzute în convenție și nu există până acum niciun indiciu că ar fi urmăriți din cauza rasei, religiei, naționalității, originii etnice, sexului sau opiniilor politice. România a semnat această convenție pe 9 decembrie 2003 și a ratificat-o pe 2 noiembrie 2004. Familia regală britanică se mărește. Ducesa de Cambridge, soția prințului William al Marii Britanii, a intrat în travaliu și a fost internată în maternitatea Spitalului St. Mary din Londra, unde i-a născut și pe primii doi copii, prințul George și prințesa Charlotte. Nu mai este mult până când cuplul regal va ieși din nou în urale de la Spitalul St. Mary pentru a prezenta viitorul prinț sau viitoarea prințesa Marii Britanii. Ducesa de Cambridge a intrat în travaliu și a fost dusă cu o mașină la spital, unde a fost internată în jurul orei locale 8, ora 10 a României, la maternitatea Lindow. Anunțul a fost făcut de Palatul Kensington în mediul online. Alteța sa regală, ducesa de Cambridge, a fost internată în Spitalul St. Mary din Paddington, Londra, ea aflându-se la începutul travaliului, care decurge în mod normal. Ducesa a fost transportată cu mașina de la Palatul Kensington către Spitalul St. Mary alături de ducele de Cambridge. Până în prezent nu sunt cunoscute informații despre sexul copilului, dar cei mai mulți spun că ar fi vorba despre o prințesă. Pariorii sunt de părere că în cazul în care aceasta ar fi fată, copilul are șanse mari să primească numele Alice, Catherine sau Mary, cele mai speculate variante în cazul în care va fi băiat fiind Arthur, Henry sau James.
Kate Middleton este la a treia naștere după ce anterior a dat viață unui băiețel și unei fetițe. Cuplul regal obișnuiește să-și lase susținătorii să aștepte și să vâneze mult timp după nașterea informații. Este de altfel așteptat ca niciun nou anunț privind nașterea să fie oferit prea curând. În cazul prințului George, nașterea a fost anunțată la 4 ore după ce aceasta a avut loc, în timp ce în cazul prințesei Charlotte s-au așteptat 2 ore. Copilul regal va fi al 5-lea în linia de succesiune la tronul britanic și îl va împinge pe prințul Henry pe poziția a 6-a. Viitorul prinț urmează să se nască la puțin timp după ce majestatea sa, regina Elisabeta a 2-a, și-a sărbătorit ziua de naștere, după ce a împlinit venerabila vârstă de 92 de ani, pe 21 aprilie. Momente emoționante la funeraliile fostei prime doamne a Statelor Unite, Barbara Bush. Cei 4 foști președinți americani care au asistat la mormântarea din Texas s-au strâns după funeralii pentru o fotografie de grup. Actualul președinte american, Donald Trump, nu a participat la mormântare pentru a nu tulbura ceremonia, fiind cunoscută relația nu tocmai cordială cu familia Bush, dar a transmis un mesaj înduioșător în mediul online. O fotografie cât 1000 de cuvinte la funeraliile Barbarei Bush. 4 foști președinți, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton și George H.W. Bush, alături de fostele prime doamne Michelle Obama, Laura Bush și Hillary Clinton, dar și de actuala soție a președintelui american Melania Trump, au făcut o poză de grup după ceremonia de la Biserica San Martin in Houston. Momentul a fost surprins de un fost fotograf al Casei Albe din perioada în care George W. Bush era președinte. Fotografia a primit o mulțime de aprecieri în mediul online, fiind văzută ca un simbol al unității americanilor, în pofida culorii politice. Inclusiv internauții care au avut lucruri de reproșat acestor președinți au povestit că sunt convinși că toate deciziile luate de aceștia au fost luate din dragoste pentru națiune și în interesul acesteia. Președintele Donald Trump a anunțat că nu a participat la înmormântare pentru a nu tulbura ceremonia. Liderul de la Casa Albă nu este în cele mai bune relații cu familia Bush, care nu l-a susținut în campania prezidențială din 2016. Magnatul a precizat că nu a dorit să fie luate măsuri excesive de securitate care să afecteze ceremonia, din respect pentru familia îndurerată și pentru prietenii care asistau la funeralii. Donald Trump a transmis însă un mesaj emoționant în mediul online, unde a adăugat și o poză cu portretul regretatei Barbara Bush la Casa Albă. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către întreaga familie Bush. În amintirea primei doamne Barbara Bush, portretul său a fost expus în sala centrală de la Casa Albă. Soția celui de-al 41-lea președinte al Statelor Unite și mama celui de-al 43-lea, Barbara Bush, a fost o primă doamnă activă. Ea a făcut campanie pentru justiție socială, pentru eradicarea analfabetismului și a luptat împotriva segregării pe criterii rasiale. Doamnelor, domnilor, știrile au ajuns la final. Rămâneți pe BUNTV. În câteva minute vă întâlniți cu Laurențiu Botin. Noi ne vedem mâine dimineață la ora 10, când vă aștept din nou. O săptămână reușită tuturor! Ștrabag vă prezintă următorul program. Astăzi vremea se va menține deosebit de caldă pentru această perioadă a anului, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu norări temporare și chiar cu averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei în Carpații și Subcarpații de curbură și pe spații restrânse în restul zonei montane și în partea de sud-est a teritoriului. Izolat vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. În Transilvania și nordul Moldovei, cerul este parțial noros. În rest, în țării, vântul suflă slab și moderat cu intensificări izolate pe crestele montane, în timp ce temperaturile maxime vor fi de 27-28 de grade. Și în capitală, vremea se menține frumoasă, maximele vor ajunge la prânz chiar și la 26 de grade Celsius.